Bună, eu sunt Isa și bine v-am găsit la primul meu vlog. Nu știu ce intru să fac, nu mă pricep, poate o să mă obișnuiesc. Vă spuneam acum 2 săptămâni pe Instagram că am făcut o intervenție care mi-a schimbat viața, dar nu v-am spus ce. Așa că astăzi o să mergem la domnul dr. Andrei Filip, la clinica AMA Optimex și o să ne ofere mai multe detalii. Subiectul principal este faptul că am scăpat de ochelari în 2 minute. Port ochelari de la 9 ani. Miopie de minus 4 la ambii ochi. Și da, o să auziți asta foarte des în acest vlog, mi s-a schimbat viața. Acum văd perfect, nu mai am nevoie de ochelari, nu mai am nevoie de lentile și asta datorită domnului dr. Andrei Filip. Unii oameni știu despre această tehnică, alții n-au destule informații. Parcă aș fi vrut să văd un pacient care a făcut un vlog, să-mi spună despre experiența lui, cum s-a simțit înainte, cum s-a simțit după, ce l-a determinat să facă acest lucru. Dar, cum spune și domnul doctor, cel mai important este să vrei și să se poată. Așa că plecăm către domnul doctor. Pe domnul dr. Andrei Filip, care mie mi-a schimbat viața. Am purtat ochelari de la vârsta de 9 ani, zilnic, am avut minus 4, adică eu de la 10 cm nu mai vedeam nimic, eram dependentă de ochelari, de lentile și ne-am întâlnit în locul unde a început totul și bineînțeles unde viața mea s-a schimbat. Și să aflăm mai multe informații despre această tehnică revoluționară. Sunt sigură că mulți ar vrea să știe despre ea. Într-adevăr, mulțumesc foarte tare pentru cuvintele frumoase. Vreau să zic că este o operație care se promovează singură foarte tare, pentru că tu, trăind experiența asta, te duci și vorbești și te minunezi cât de ușor a fost, pentru că, în general, când oamenii aud operație la ochi, sună prost, nu? Da, da. Frică mare, oamenii își fac filme și eu cred că de la aceste filme începe teama. Pentru că nu poți să crezi că există o tehnică în care practic nu simți niciun disconfort în niciun moment. Deci observăm că nu discutăm despre durere. Aia nu există, sigur. Vorbim despre lipsă de confort. Foarte mulți oameni mi-au spus că li s-a părut o experiență interesantă. Eu m-am simțit ca la cinema. Deci vă spun sincer, n-am simțit absolut nimic. Aveam impresia că faceți ceva deasupra mea, niciun caz că mă atingeți. Exact. A fost, wow, 2 minute operația, n-am simțit absolut nimic și viața mi s-a schimbat. Păi da, practic partea cu laser, în care laserul decupează lenticula aia, durează 25 de secunde, indiferent de dioptrie, de valoare. Deci dacă are minus 1 sau minus 10, durează tot la fel, da? Și după aia, să extrag eu lentiluța de acolo, durează undeva în jur de 40 de secunde, ceva în genul ăsta, pe ochi. Deci, cu toate textele și vorbind și comunicând și așa, probabil că deci această tehnică se numește Relax Smile. Da. Ce este mai exact? Deci, Relax Smile înseamnă Refractive Lenticule Extraction, vine Relax, da? Și SMILE vine de la Small Incision Lenticule Extraction. Ăsta a fost numele inițial, Relax SMILE. Acum Relax-ul s-a pierdut și se folosește numai SMILE. Noi folosim în continuare Relax SMILE pentru că dacă oamenii caută păneci și cauți SMILE, îți apar multe lucruri, știi? Și atunci Relax ajută. Deci numai în sensul ăsta mai este folosit. De fapt, îți explic și ție, probabil că tu deja știi și cei care ne urmăresc, da? Chirurgia refractivă cu laser există de peste 30 de ani. Prima operație s-a făcut în 1988 sau 89, dacă mă înșel, da? Prin tehnica numită PRK. PRK înseamnă photorefractive keratectomy, da? Ce face PRK? Este o
operație în care polizezi suprafața ochiului. Valorile de dioptrie pe care le poți corecta cu ajutorul tehnicii PRK variază în funcție de tipul de laser, de anatomia sau particularitățile anatomice pe care le are ochiul respectiv și, bineînțeles, de experiență sau alegerea chirurgului. Adică nu pot să-ți spun că există, corectez de aici până aici. În unele cazuri poți să corectezi mai puțin, în unele cazuri poți să corectezi mai mult. PRK are un defect important. Are cea mai lentă recuperare vizuală și doare de mori. Da. Deci, în e primele... laserul acela cu excimer. Exact, laserul cu excimer. Deci, practic, ăsta ar fi singurul dezavantaj important. De asemenea, are cea mai mare rată de regresie dintre toate tehnicile. Dar asta nu înseamnă că are o rată mare de regresie ea. Fac PRK de foarte mulți ani, cred că de 13 ani, ceva în genul ăsta. Pentru că doare, a apărut, cred că în anul 1990, dacă nu mă înșel, tehnica LASIK, în care se creează un lambou, un flap, un căpăcel în grosimea corneei, îl dai la o parte, faci același tratament cu laserul ăla fierbinte, da? Pui căpăcelul la loc. Avantajul față de PRK nu mai doare. Ustură câteva ore, ai o jenă, dar nu mai doare. Recuperare vizuală rapidă, deci până a doua zi mă aștept ca cei mai mulți să poată conduce o mașină. Ăla cu PRK are nevoie de cel puțin 10 zile ca să poată conduce o mașină, da? 7-10 zile. Bun, femtolasic de asemenea oferă posibilitatea de a corecta dioptrii mai mari decât PRK, da? Dezavantajul tehnicii lasic este faptul că odată ce ai decupat cornea, căpăcelul ăla se lipește la loc. Dar într-o situație nedorită în care apare un traumatism sau omul respectiv are obiceiul să se frece la ochi sau un accident de machiaj cu rimelul sau cu creionul dermatograf, da? Poate să îți miște căpăcelul ăsta. Bineînțeles, asta se întâmplă la început și riscul scade pe măsură ce timpul trece. A apărut astfel a treia generație de chirurgie refractivă numită SMILE. Da? Asta, practic, vine în plus cu faptul că este minim invazivă și oferă o recuperare rapidă cu revenire la viață fără restricții. Deci îți aduce aminte că ți-am spus că după 72 de ore poți să sari în piscină, poți să sari cu parașuta. Și asta, apropo, am o pacientă operată de mult cu SMILE și eu am, ăsta mi-a devenit tic, știi? Și spun, te la 72 de ore ai voie să sari cu parașuta sau să faci diving. Pentru că pacienții înțeleg, sunt două lucruri extreme, da? Și dacă ai voie să faci aia, ai voie să faci orice. Da. Și m-a sunat o pacientă, eram în cabinet, bună ziua, în sfârșit ne știam bine, ne vorbeam pe nume. M-a întrebat, ce faci? Bine, știi ce fac acum? Nu, mă sui în avion să sar cu parașuta, mi-ai dat idei. Și chiar a sărit cu parașuta și după aia m-a sunat să zică că a fost înseamnă super. Că eu am fost mai ortodoxă ca popa, că exact. Eu o săptămână, știu că după 3 zile puteam să mă machiez, puteam să fac ce vreau, eu am stat o săptămână, să știu eu că m-am vindecat complet. Da, ideea e că mulți fac așa ca tine, să știi, mă trezesc cu oameni care au făcut mai că după o lună mă întreabă acum am voie să fac, nu știu ce, păi nu ți-am spus de la 72 de ore ai voie să faci orice. Ca asta apropo de cât de greu este să crezi și să conștientizezi faptul că există o operație care oferă o recuperare atât de rapidă. Eu îi spun procedură. Procedură, exact. Să știi că mi s-a mai atras atenția de către pacienți de-ai mei și la operația asta și la alte operații cu laser să nu mai folosesc termenul operație. Pentru că în momentul... Sperie. Exact. Pentru că nu... Percepția voastră ca și pacienți este simplă. SMILE ce face? Cornea este o lentilă. Da? În grosimea ei, laserul ăsta creează tridimensional o lenticulă. Și îmi face mie o incizie care are 2 mm, prin care eu intru, disec lenticula aia și o extrag. Practic, incizia se închide în primele 24 de ore, deci restricțiile de 72 de ore sunt cu marjă de siguranță. Bine, da? E, și în locul unde a fost lenticula, acolo procesul de vindecare durează mai mult timp. Da? Câteva luni. Ai văzut că vederea mai fluctuează, mai apar halouri în anumite situații, în primele zile parcă e o ceață permanentă. Da.
Sunt lucruri normale care, pe măsură ce tu ai deja 2 săptămâni, nu? Da. Ai văzut că s-au diminuat 3. Mult, da. Aproape 3, deci deja lucrurile sunt... Deja văd foarte bine, adică nu prea mai simt fluctuații. Seara poate mai văd puțin mai greu la distanță, dar când sunt obosită de orice. Exact, deci asta e un lucru important pentru că ai deschis subiectul. Ce se întâmplă? Ochiul tău este miop de minus 4 dioptrii și în momentul de față. Deci noi, practic, cu ajutorul acestor operații, nu schimbăm anatomia ochiului. Deci ochiul miop înseamnă că el, în loc să fie rotund, e un pic mai lung. Deci el, în loc să crească global în perioada de creștere, crește mai mult pe lung. Practic, operația asta este ca și când am imprimat pe ochi dioptria de care ai tu nevoie. Deci, clar, ai nevoie de un efort mai mare pentru a vedea bine. În plus, retina unui miop este mai puțin sensibilă la lumină. Asta, ca să facem o comparație, poate să explicăm mai bine, e cum e cu pixelajul, da? E un pic mai pixelată imaginea unui miop, ceva în genul ăsta, da? Dar știu că mi-ați spus că vederea nu va fi la fel de bună ca cea cu ochelari sau cu lentile. Sincer, n-am simțit lucrurile acestea, văd foarte bine. Pentru că noi le spunem pacienților noștri tot ce e rău și minimum considerat sau așteptat. Gândește-te că noi nu știm cât de mult influențează corecția optică vederea lui. Deci tu gândește-te că dacă un om poartă ochelari cu minus 4, în primul rând vede mai mic, da? Și lentila aia induce niște aberații optice. Da. Acum, dacă eu îl fac să vadă fără, tu ai văzut ce diferență era între ochelari și cu lentile de contact. Da, lentile de contact era mult mai bine. În primul rând, ai scăpat de limitarea aia a ochelarilor, ai tot câmpul vizual la îndemână și ochiul nu mai face efort la fel de mare. Da. Deci, mă aștept de cele mai multe ori ca satisfacția să fie mult mai mare după operație, dar eu nu pot să le spun asta. E mai bine să nu ai așteptări și să ți se întâmple. Și mai e o chestie. Mie îmi place ca un om să fie convins, informat, bine de tot când ia această decizie de a se opera. Nu îmi place să-l stimulez foarte tare, să-i spun, mamă, Nu. Suntem rezervați. Eu consider că prima condiție ca un om să scape de ochelari e să își dorească acest fapt și să fie convins că e cel mai bun lucru. Aici fac o paranteză. Datoria mea este să nu-l las să facă tâmpenii cu mâinile mele. Da? Deci eu sunt acolo să-l ajut să ia decizia corectă. Și a doua condiție este să se poată. Pentru că vine unul la mine și vreau să scap de ochelari, fac investigațiile, văzut că se fac multe investigații și în urma investigațiilor constat că anatomic ochiului nu permite o astfel de operație. Înțelegi? Și nu există nicio altă metodă? Ba, există și alte metode. Da? Deci, de exemplu, dacă nu poți să faci laser, poți să faci o tehnică numită ICL. ICL înseamnă că se pune pe cristalin o lentilă, ca un fel de lentilă de contact. Sau se înlocuiește cristalinul natural cu unul artificial. Deci găsim soluții. Da? Dar întotdeauna ne dorim în chirurgia refractivă să obținem cât mai mult cu o operație cât mai puțin invazivă. Care sunt criteriile care ne duc la această operație? Ce trebuie să respectăm? Sau nu neapărat ce ține de noi? Păi, în momentul în care ai îndeplinit ce am zis eu mai devreme, adică în primul rând să-ți dorești, da? Și după aia să vii la mine să spun că se poate, nimic altceva. Trebuie să te organizezi pentru că operația asta nu te scoate din us foarte mult, ai văzut. Ai zis că vrei, am făcut investigații, am făcut operație și după care ai revenit la viața normală, știi? Cele mai importante sunt investigațiile, pentru că în momentul în care faci o astfel de operație, datoria noastră este să încercăm să evaluăm și să ne dăm seama dacă făcând această operație facem rău sau nu. Nu la propriu noi facem rău prin actul în sine, dar dacă ochiul ăla permite această modificare anatomică pe termen lung. Pentru că, de exemplu,
chirurgilor care fac operații laser le teamă de o complicație numită ectazie corneană. Din fericire, nu prea am văzut așa ceva în viața mea. Pentru că investigațiile din ziua de azi, aparatele pe care le avem, ne permit să vedem foarte amănunțit, da? Da. Și să evaluăm riscul. Și întotdeauna, dacă avem o îndoială, mai bine îi spunem să-și vadă de treabă. E un lucru rău, din fericire, astăzi și complicația asta are un tratament. Pe vremuri nu avea, înțelegi? Deci, astea sunt importante, dorința și evaluarea corectă. Operațiile cu laser, din punctul meu de vedere, sunt mai sigure decât mersul cu o mașină pe autostradă, atâta timp cât sunt recomandate corect. La ce vârstă se poate face această operație? Procedură. Procedurile laser se pot face după vârsta de 18 ani și atunci când vorbim despre miopie, da, trebuie ca dioptriile să fie stabile de cel puțin un an. Da? Acum, și aici avem o discuție, pentru că dacă, de exemplu, am pacient vechi la care am istoric, pot să-mi dau seama mai ușor. Dacă e pacient nou, am tendința să stau să-l urmăresc mai mult. Pentru că aici putem să, pot să mă întreb, ok, sunt stabile, s-a operat, se pot modifica? Da, foarte important. Da. Eu le spun pacienților și cred că ți-aduce aminte că înainte de operație vă explic ce urmează, nu știu ce, și la final zic, e, și acum că am terminat, m-am și o rugăminte, vă rog să-mi promiteți că nu vi se mai modifică dioptriile. Și toți fac și pacienții, cum? Păi cum, că nu se poate. Și am zis, da, asta am vrut să vă fac să înțelegeți. Nu ține de voi, nu ține de mine, nu ține de laser. Trebuie să fie stabile la momentul operației, după aia, teoretic, așa cum noi ne schimbăm pe din afară, te poți trezi că s-au modificat și dioptrii în timp. Șansele sunt mici. Pot să spun că până acum am făcut peste 2150 de smile-uri, nu am văzut încă modificări. Dar asta nu înseamnă că ce s-a întâmplat peste 10 ani, nu știu. Deci înțeleg că este cam cea mai sigură metodă. Este cea mai stabilă și știi de ce? Pentru că umblăm în structura corneii, într-un mediu închis, și este un laser rece, care decupează, nu arde. Și atunci e foarte simplu să-ți imaginezi dacă te arzi la mână sau te tai. Cum te simți când ești ars, cum te simți când ești tăiat. Tăietura se vindecă mai repede, mai frumos și te doare mai puțin. Arsura implică un proces de vindecare mai puternic, care în cazul unei lentile poate influența dioptria. Acum, sunt două fenomene care se pot întâmpla. Regresia. Regresie înseamnă așa. Printr-o tehnică laser am corectat un număr de dioptrii și în cadrul procesului de vindecare, din acele dioptrii, rezultatul mai vine un pic înapoi sau mai mult. Asta înseamnă regresie. Modificarea sau creșterea de dioptrii înseamnă că am făcut operație, n-a avut regresie și nu știu câți ani i s-a modificat dioptria. Asta, cum îți spuneam, dacă ne modificăm pe afară, se pot modifica și acolo. Acum, întrebarea e, pacientul mă întreabă, ok, dacă mă operez și mai ajung să port ochelari, ce fac? Și eu îi spun că nu știu, îi spun că în momentul în care o să avem o problemă, atunci o să o evaluăm și putem să aflăm dacă există o soluție și în cazul respectiv ce soluție avem. Da? Am înțeles. Deci, practic, noi putem controla puține lucruri. Dacă să facem operația sau nu, momentul în care putem face operația, eu să-mi fac treaba bine. Dioptria să fie stabilă. Exact, dioptria să fie stabilă și după pacientul meu să respecte ce i-am spus noi să facă, ce i-am recomandat să facă și de asemenea să ne informeze. Adică, domnul doctor, mi se pare că nu știu ce, mai bine îmi spune și zic că nu-i nimic decât să ajungem vreodată în situația în care să-i spunem trebuia să vii mai de mult, îmi pare rău, nu mai am ce să mai fac. Deci stimulez comunicarea, ai văzut. Asta voiam să spun cum mi s-a întâmplat mie, am luat acel medicament, post-operator, Medrolul, și m-am umflat la față, acolo scria că se poate reacția adversă și m-am speriat și l-am sunat pe doctor la 10 noaptea și mi-a răspuns. Normal, normal, pentru că gândește că dacă nu ți-aș fi răspuns, până a doua zi mureai de stres, nu? Da, da. Din punctul meu de vedere, comunicarea e foarte importantă. De asemenea, ai văzut că noi facem operații facem poze înainte de procedură și după procedură.
odată că avem o amintire frumoasă și doi, ai văzut că ți l-am trimis pe mail. Am legătură directă. Nimeni nu poate să-mi spună, domn doctor, nu v-am găsit. În zilele noastre nu există așa ceva. Am avut numărul de telefon, am avut mail-ul, Facebook, orice găsești. Iar domnul doctor răspunde foarte rapid. Da, răspund da, din da, experiență. Da, da, da. Ce trebuie să facem preoperator și postoperator? Păi, ai văzut, ai în primul rând consultație, evaluare, investigație. Dacă trecem popul ăsta, primești un tratament preoperator care constă în administrarea de niște picături cu antibiotic, pentru că ne dorim să nu avem surprize, să existe ceva pe acolo care să ne creeze probleme, și vitamina C, care ne ajută să stimulează metabolismul. Grăbește vindecarea, favorizează vindecarea, da? Și ne întărește, stimulează și imunitatea, da? Și lacrimile artificiale cu care ai început de dinainte și continui și după, da? Și foarte important, cu 7 zile înainte să nu purtăm lentile de contact. Exact, foarte bine spus, la cei care poartă lentile e bine să oprească cu 7 zile înainte. Eu n-am mai purtat, cred că, 20 de zile înainte, pentru că îmi place să fiu precaută. Da, teoria spune că undeva în jur de 5 zile e suficient, 7 zile. Asta la dioptrii simple, pentru că există situații în care oamenii poartă dioptrii mai complicate, cu mai mari, cu cilindru, există și lentile cu dure. În funcție de tipul de lentile există recomandări. La tine 7 zile, dar sunt situații în care recomandăm pentru fiecare an de purtare o lună de pauză. Deci sunt niște tipuri de lentile care implică astfel de pregătiri mai care să dureze mai mult. Eu am purtat lentile de unică folosință. Nu am vrut să iau acele lentile pe care le ții 6 luni sau nu. Cine eu le puneam, le aruncam. Și mi-am dorit așa cumva înainte de operație să mai port ochelarii. Cumva să-mi iau la repetere de la ei. Am făcut așa și câteva poze să mai... Bine, dar știi cum e? Totul e din cap, pentru că sunt oameni care consideră ochelariul un accesoriu și sunt oameni care consideră ochelariul cu ceva care face să fie dependenți. Tu acum, dacă îți plac ochelari, poți să-ți pui lentile cu zero și să-i porți. Da? La mine dar nu mai ești dependent. Exact. Eu am vrut să scap de ochelari, mai mult purtam lentilele, sincer. Nu-mi plăcea, nu mi se părea că mi se potrivesc. Îmi place să mă machiez. Plus că, nu știu, vedeam altfel cu lentilele. Clar. Ce ar trebui să facem imediat după operație? Păi ai văzut că, practic, după ce am terminat operația, vezi prost, vezi în ceață, dar unii pacienți îmi descriu acea ceață ca fiind diferită față de ceața pe care eu o percep fără ochelari. O ceață prin care vedem cumva. Exact, exact. Da. Că dacă îți dai ochelari jos, nu vezi nimic. Dar prin asta e o ceață, dar vezi. Exact. După care pleci acasă și încerci să te comporți cât se poate de normal. Practic, singura restricție importantă este de igienă. Adică să nu-ți intre mizerii în ochi. Și asta e foarte important, mai ales până în primele 24 de ore. Acum, în peste 99% din cazuri, nu doare nimic, n-ai nicio jenă. Unii îmi spun că parcă au o geană în ochi sau ceva, un corp străin. Alții îmi spun că parcă îi jenează ceva, alții îmi spun că îi ustură, dar sunt foarte puțini. Mai e un fenomen. Ai văzut că în timpul operației astea spuneam că nu-i voie să miști, da? Da. În anumit... De asta îmi era cel mai frică. Exact. Dar în momentul în care eu scot lenticula aia, dacă un om mișcă, pot să-l rănesc. Și... ai văzut că subliniez să nu miști, să nu miști, să nu miști? Cu toate astea, eu nu pot să mă bazez doar pe ce înțelege pacientul și ce face. Și atunci am o pensă cu niște dinți foarte puternici cu care țin ochiul. Și dacă omul ăla trage în timp ce eu lucrez și eu trebuie să forțez, mai este crezi, nici nu simte. Exact, creez o rană și poate să usture rana aia. Sunt unii care au ca un punct roșu câteva zile după, fac acolo o hemoragie unde țin eu cu pensa respectivă. Deci, în mod normal, după ce ai plecat de la mine, nu trebuie să doară nimic, să vezi ceața, iar pe măsură ce orele trec să vezi din ce în ce mai nevăzut, că da. În 2-3 ore e spectaculos ce se întâmplă. Mie mi-era cel mai frică atunci când laserul mi-a atins ochiul, a creat acel vid, mi-era frică să nu miști, pentru că domnul doctor mi-a spus înainte, dacă miști, în cazul ăsta,
nu ți se întâmplă nimic. Ochiul nu se strică, da. Nu se strică ochiul, dar nu poți să mai faci această operație niciodată. Operația cu smile. Poate alte tehnici. Exact. Dar aceasta fiind cea mai, cum se zice, mini-invazivă. Am pățit și am avut pacienți care au mișcat. În unele situații pot să fac smile din nou, dar riscurile sunt mai mari pentru ochiul respectiv. Până acum, din fericire, am reușit, am o experiență bogată și am reușit până acum să trec și pentru peste situațiile respective. Numai că pacientul trebuie să înțeleagă, smile e o operație cât se poate de sigură, prietenoasă, cu foarte puține variabile. Este o operație pe care eu o consider ca fiind cea mai standardizată din tot ce am văzut până acum. Adică la fiecare pacient, la momentul cutare al operației, trebuie să fii în locul cutare. Dacă nu ești acolo, trebuie să deschizi ochii că ceva e la tine în cap, nu acolo. Știi? Da. Deci o operație super standardizată. Și din operația asta foarte sigură, dacă mișcă, poți să te trezești cu niște surprize. Știi? Și nu-i bine. Când eram acolo înainte de operație, era, dacă vă duceți aminte, un domn în jur de 40 de ani. Iar dumnealui i-a spus separat că la acea vârstă s-ar putea ca după operație să aibă nevoie la citit de ochelari de aproape. Deci să înțeleg că cel mai bine e să faci această operație cât mai devreme. Cât ochiul e tânăr, se poate vindeca mult mai ușor. Știi ce se întâmplă? Operația asta fiecare o face dacă vrea și când vrea. După 40 de ani, cei mai mulți dezvoltă presbiopie. Ai văzut că dacă îi dai să citească, întinde așa, dar nu-i mai ajunge mâna. Asta este un fenomen de care nimeni nu scapă. Mai devreme sau mai târziu, toți o să ajungem să ne punem ochelari de citit. Există, în cazul domnului despre care vorbim, apropo de asta, nu poartă ochelari, bine, dar n-ai nevoie, da? Dar ideea e că trebuie să-i subliniez să înțeleagă, pentru că dacă nu îi spui și i-ai corectat dioptria de distanță, miopii văd foarte bine la aproape. Văzut că tu vedeai aici, da, înainte. Acum, da, aici nu mai vezi la fel de bine. Nu? Mai vezi încă? Încă văd. Da? Bine, tu ești foarte sunt tânără. Mai special. Nu, ești foarte tânără. De-aia, da? Deci se numește, da, că acomodația ta e foarte bună. Dar la vârsta de 40 de ani e diferit. Și atunci eu trebuie să-i subliniez să înțeleagă. Eu le mai explic așa: sunteți siguri că faceți, că vreți să faceți operația asta? Pentru că dați merele pe pere. Și unii zic, atunci nu mai vreau. Și alții zic, vreau să nu mai port ochelari la distanță. Acel domn era foarte hotărât, a, da, zis că scopul lui este să scape de miopie. Exact, exact. Și se mai bucură o perioadă de timp, vede bine și la aproape. Putem rămâne fără vedere? E foarte importantă întrebarea. În orice operație, da, eu consider că avem șanse de reușită fără complicații de peste 99%. Da? Dar în acel procent de 1%, când vorbim despre riscuri, putem să discutăm foarte mult timp. Se pot întâmpla o grămadă de lucruri. Deci, gândește-te că, nu știu, se pot alinia niște lucruri să scadă ceva peste blocul operator, de exemplu. Asta spun, se poate întâmpla orice. Șansele să se întâmple așa ceva sunt foarte mici. Deci, din punctul meu de vedere, dacă în urma unei operații de chirurgie refractivă cu laser, indiferent de tehnică, un om pățește ceva grav, eu cred că este ceva la mijloc. De cele mai multe ori, cineva nu a respectat ceva și de foarte multe ori, pacientul nu a avut o bună comunicare cu doctorul, dintr-un motiv sau altul. Înțelegi? Deci atâta timp cât medicul și pacientul fac o echipă bună, mi-e greu să cred că în zilele noastre poți să pierzi vederea în cadrul unei astfel de operații. Și o ultimă întrebare. În cazul în care apare din nou miopia, ce pot face? Revin la ochelari? Mai pot purta lentile? Mai pot face o a doua operație? În general, după o astfel de operație, dacă n-ai nicio restricție după 72 de ore, deci practic poți să porți lentile, poți să porți ochelari, poți să porți orice. Asta în cazul în care pe termen lung se modifică dioptriile. Așa cum spuneam mai devreme, întotdeauna le spun pacienților, dacă o să avem o problemă, o să o evaluăm și o să vedem care e cea mai bună soluție.
Eu gândesc în felul următor. Operăm un ochi cu laser și e bine să-l lăsăm așa. Șansele să se modifice sunt mici. Teoretic, poți face peste smile PRK. Poți face peste smile LASIK. Există o operație care se numește Circle. Circle este legat de smile. Deci, Circle transformă smile într-un LASIK. Deci, dacă un om care a făcut smile vrea să facă un retuș și crezi dioptriile, poți să-i faci Circle. Cu toate astea, eu le spun pacienților mei încă de la început că în mintea mea este că nu facem operația asta decât o singură dată. Pentru că dacă prima oară îți spun că avem șanse de reușită fără complicații de 99%, a doua oară, când operezi un ochi operat, poți să ai niște surprize la care să nu te gândești. Bineînțeles, și pe alea le poți stăpâni până la un moment dat. Dar ne dorim să ne ajungem acolo. Vă mulțumesc mult de tot. Și eu. Și încă o mică întrebare. Așa. Dar să știi că așa se întâmplă tot timpul. Da. De final, realizați cumva că nouă ne schimbați viața? Da. Sunteți un magician. De la asta m-am gândit. Când vin oamenii să-i scap de ochelari, ai văzut cam site, scapodeochelari.ro. Da. Oamenii vin la mine să-i scap de ochelari, știi? Și vin și unii, cei mai mulți încearcă să-și găsească o scuză. Știți, vreau să-mi fac operație pentru că nu știu ce. Și eu le zic, nu trebuie să vă cereți scuze. Este ceea ce vă doriți. Eu trebuie să vă ajut să ajungeți să vă îmbunătățiți calitatea vieții. Asta e datoria mea. Deci nu e o viță. Este pentru unii o necesitate, pentru alții ochelarii sunt buni. Da. Nu? Deci e foarte, foarte personal. E ca și când, nu știu, vin oameni și zic, domn doctor, am nevoie de am dioptrii, care e cea mai bună soluție? Și eu le întreb, care e cea mai bună bere? Nu există cea mai bună bere. Cea mai bună bere e aia care îmi place mie, nu? Și la fel, cea mai bună operație pentru tine e aia care ți se potrivește ție. E la fel, nu? Mulțumesc mult de tot! Cu drag! Astăzi am fost aici la AMA Optimex, unde mie mi s-a schimbat și o să mai zic viața complet. Vă mulțumesc mult de tot! Mă bucur din suflet că ești fericită. Oh, cred că se vede. Și mulțumesc pentru inițiativa asta, e foarte frumos. Unde vă putem găsi? Păi e foarte simplu zilele noastre. Da, tu cred că știi Instagram, Facebook. Cu Instagram ai văzut că te-am întrebat, nu știu ce foarte bine copiii mei zic, Facebook-ul nu e pentru generația noastră. Da, e pentru mine. Așa și e foarte simplu să cauți Dr. Andrei Filip pe Google. Așa, plus că există site-ul clinicii AMA Optimex.ro, există scapodeochelari.ro, există mai multe. Catarata.ro, avem Facebook, avem de toate. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc! Domnul Dr. Andrei Filip. Mulțumesc! Gata, drăguții mei, aici se încheie și primul meu vlog. Sper că au fost de folos toate informațiile pe care le-ați aflat. Dacă totuși mai aveți câteva nedumeriri, intrați pe site-ul www.scapodeochelari.ro și aflați mai multe detalii despre toate tipurile de laser. Și nu uitați să șiruiți acest vlog ca să afle și prietenii voștri care au nevoie și nu știu despre această tehnică. Nu uitați butonul de subscribe și să ne auzim cu cât mai multe vloguri, iar eu v-am pupat pe toți! Mua! Și am uitat să vă mai spun ceva. Acum văd cu ochișorii mei. Și vă văd bine. Pe toți!